Un șofer de 67 de ani din municipiul Slatina a acroșat două autoturisme care erau parcate pe strada Ecaterina Teodoroiu din localitate. Acesta nu s-a sinchisit să oprească și a continuat drumul, însă ulterior a fost identificat de polițiști, întrucât emana halena alcoolică. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 1,03 mg per litru alcool pur în aerul expirat. La data de 14 iunie 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Ecaterina Teodoroiu din Municipiul Slatina a avut loc un eveniment rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii biroului rutier Slatina, care, din primele verificări, au constatat faptul că un bărbat, în timp ce conducea un autoturism pe strada Ecaterina Teodoroiu, nu s-ar fi asigurat corespunzător și ar fi acroșat două autoturisme ce se aflau parcate, ulterior părăsind locul evenimentului. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au identificat conducătorul auto, acesta fiind un bărbat în vârstă de 67 de ani din municipiul Slatina. În urma evenimentului rutier nu au rezultat victime omenești, fiind produse doar pagube materiale. Bărbatul a fost condus la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele bărbatului, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.